Eu am plătit înainte să văd, efectiv, nici măcar nu știam cum e un CQP. Dar dacă a mers treaba, de ce să nu, până la urmă, nu? Păi da, ca și urmăritor și vizualizări, da, dar ca bani, nu, acum fac cel mai mult, nu atunci. Andreas a intrat în posesia... Ba-bam! Vă știți mașina din spatele nostru? Mașina lui Dima, da. Astăzi ne-am văzut cu el, pentru că vrem să prezentăm un pic ce clasul lui updatat la noi pe vlog, pentru că mai avem un vlog, dacă se aduci tu aminte, fix da, din da, acest da, punct. L-am luat. Fix de aici. Deci, da, exact da, în același loc filmam. Cumpărat cu tren. Cu mașina albă și complet nemodificată până să intre Dima în lumea mașinilor, să spunem așa. Bine, intrase cu jumătate de picior așa și acum a intrat cu piciorul cu totul. A făcut pasul așa cu totul în lumea mașinilor, ce zic? Nu? Bă, a ieșit mașina foarte bine și de fapt titlul acestui vlog probabil se va lega de felul în care a transformat un C-Class diesel, să spunem așa, într-un AMG. Nu chiar pur sânge, dar măcar vizual. Ce n-ai bă AMG, că doar bara e de AMG atâta. Pe stradă, uite, dacă eu mă uit așa la mașină și o văd zic din spate, de eu mă uitându-mă în oglinda din spate, de exemplu, și o văd așa, bă, e rea. Adică pare că ar avea 510 cai. Bă, pare rea. Dar tu știi de ce am făcut asta? Toate modificările le-am început, cred că acum 8-9 luni. De ce? Că eu am vrut să vând mașina de atunci și am zis, bă, frate, am luat mașina asta, am ținut-o aproape 3 ani și nu i-am modificat nimic la ea și zic, nici în România nu prea modifică nimeni CQP. Oricum e o mașină destul de rară pe șosea CQP. Mai mult sunt T-uri, nu știu. Eu rar mai văd un CQP pe șosea și am zis, bă, hai mă să fac un proiect din ea dacă tot ne-am apucat și de acolo au intrat, au început să bag bani în ea, a început să-mi placă și... Oricum n-avea niciun rost să o modifici ca să o vinzi imediat, dar acum... Bă, nu am mai ținut-o, imaginează că eu am vrut să o vând acum 9 luni și mi-a plăcut prea mult. Și am zis, bă, o mai țin așa că îmi place foarte mult și după aia o vând. Băi, așa ca modificări pe scurt, probabil știți de la el de pe canal, dar mai facem și noi așa un mic recap. Avem bara de 63 AMG, fără aripi, dar nu-ți dai seama de chestia asta dacă te uiți din față, îți dai seama dacă te uiți poate din lateral, pentru că C63-ul de fabrică vine foarte, foarte lat, și mai ales de spate, dar și de față. Este chiar mai lat, mi se pare, decât un M4 sau un M3, cel puțin versiunea F82. Pe lângă asta a colantat tot ce înseamnă elemente argintii, negru lucios, plus acest colant care se numește, că nu mai știu. Black. A, Obsidian Black. Platinum Rap. A, ok, de la Platinum Rap. Bun, e un material foarte mișto. Este întâlnit pe mai multe mașini, dar pe CQP chiar arată destul de bine. Mai ales... Asta zic, am zis că se potrivește foarte mult, mai ales acum că am făcut și toate astea negru lucios. Am zis că combinația asta e mortală. De aia n-am mai lăsat nimic până și chestiile astea le-am cumpărat. Le-ai făcut negre, da. Și eu le-aș fi făcut. Bravo, e bine. Am făcut tot negru ca să nu existe niciun punct de alb pe mașină și să arate așa, super... Și fiți atenți aici, fiți atenți, modelul ăsta, de-aia spuneam eu că nu prea-mi pare bine că mi-am luat neapărat modelul ăsta de jante, că deja e foarte popular, dar o să vă arăt imediat diferența. Dima are montat tot VFF4 pe 19, dacă nu mă înșel, le-a vopsit în negru lucios, ele de fabrică de la Venom Wheels vin în negru satin, care dă spre mat așa un pic, iar jantele mele sunt același model. Diferența care este? Pe lângă faptul că e mai mare, lasă asta, ele vin concave și pe față la versiunea asta. Ideea este că alte modele sunt mai concave de la Venom decât sunt astea, e adevărat, că mulți ați criticat, dar uitați-vă cât de bine pică modelul ăsta pe orice mașină. Uite cât de bine arată. Adică uite-te la asta și după aia uite la asta, uite cât de bine pică, parcă totul e de acolo. Imaginați că eu am lăsat jantele AMG alea Diamond Cut din fabrică, ca să le pun pe astea, care sunt mai ieftine. Da, da, da. Teoretic. Da, cred că sunt mai ieftine de noi, da. Bă, știu că scumpe alea pe 19 din fabrica AMG. Da, 100%. Da, uite că arată super bine, mai ales acum că e negru lucios cu cauciucul, ia un pic din diametrul cauciucului și par mai mari cumva. Exact, da. Bă, dar n-are legătură cu mașina, dar mi se pare că te-ai asfaltat foarte bine. Da, cu ce? Cu mașina? Nu, tu, cu Adidas și cu training-ul, e aceeași nuanță și la training și la Adidas. Fac și eu vlogul de vânzare azi, că în același timp am filmat și eu azi, hai să arăt și eu. Da, printre altele, mașina lui este și de vânzare și chiar o să mergem la parc după asta, dar vedeți mai multe pe vlogul lui. Fie că îi cumpărați mașina lui Dima sau orice altă mașină, știți că cel mai bine înainte de toate să o verificați pe Car Vertical, unde vă las și un link de 20% cu codul MATEI. Pe Car Vertical, un raport, cum este de exemplu acest seria 7, vă arată daune în care a fost implicată mașina sau din alte anunțuri în care a fost listată mașina la vânzare. Cel mai important este istoricul numărului de kilometri, mai ales la mașini mai vechi, pentru a nu fi măsluit. Mai jos aveți situația financiară și juridică, precum și daunele pe care le-a suferit mașina cu valoarea lor de reparație aproximativă. Unele rapoarte vă arată chiar și prețul mediu sau minim de vânzare al acelui autoturism, plus specificațiile tehnice și țările prin care a mai fost înmatriculată și rematriculată mașina. Foarte important la unele mașini din America, deoarece este foarte grea înmatricularea la noi în țară, iar în alte țări se pot înmatricula mult mai ușor. Acestea fiind spuse, vă reamintesc codul MATEI pentru 20% reducere sau primul link de jos din descriere și acum hai să vedem cum merge mașina lui Dima. Printre altele, suntem aici și cu Andreas. Stai un pic să dăm
Că n-avem decât un singur microfon. Salutare, bună dimineața, bună dimineața, bună astea. Care-i treaba, de fapt, între mine și Andreas? Nu vă gândiți la prostii. Nu e vorba de alte lucruri. Pur și simplu, Andreas a intrat în posesia... Ba-bam! Frigiderul. Ia uite-o. Frigiderul lui Matei s-a transformat acum în frigiderul lui Andreas, că așa am văzut chiar că la inimii. Chiar așa am schimbat numele, da, da. Chiar am schimbat numele. Ți-a plăcut numele de frigider? Bă, da, chiar da. N-ai luat încă numele, am observat. Nu, să le schimb, încă nici nu am trecut-o. N-ai luat-o în evidență. N-am luat-o în evidență, exact. Am înțeles. Noi am făcut treaba asta, cred că deja de vreo săptămână, două, săptămână și ceva. Andreas, cred că a mers mai mult cu mașina asta într-o săptămână decât a mers și într-o lună. Am făcut vreo 7-800 km cu ea. Da, așa mult? Chiar mi se pare și super mișto experiență. Asta vreau să zic. Bă, deci, Tesla nu e cea mai șmecheră mașină? Bă, total diferită pare față de orice am cunoscut acum. Adică pentru oraș și pentru cum te bagi, ce viteză prinde efectiv. Adică, nu știu, când te bagi între mașini mi se pare ireal. Și mi se pare ireal cuplu care e instant, adică la modul ăsta. Mi se pare... Asta e ideea, adică da. Tot ce am cunoscut acum. Da, e și în varianta dual motor long. Nici da, gata, că după aia o să spuneți că iar vorbim de electrice și nu mă place. Mie îmi place mult. Și mie îmi place. Și mie îmi place și cu siguranță Tesla rămâne o variantă super, super bună pentru cei care vreți putere, costuri mici și așa mai departe. Bă, da, într-adevăr, volanul ăsta cred că e piesa de rezistență a mașinii, cu siguranță, și cred că printre cele mai scumpe modificări, nu? Cred că e cea mai scumpă modificare și e preferata mea. N-are cum să nu fie. Ce îmi place este că ai astea negru lucios, eu nu l-am analizat prea bine până acum, și de obicei lumea și le păstrează pe astea argintii, știi? Eu nu, am vrut să fie negru lucios, nici carbon, că unii fac și de carbon, am zis să fie negru lucios. Nu, arată super bine, foarte bine, Vivacy. E monstru. Da. E monstru pur și simplu. Îmi place că l-a îngroșat și aici acum se îmbină partea asta, se simte super bine în mână, dar să ai grijă la Alcantara, că știi că se uzează destul bă, de ușor. Deja a început să fie mai gri, dar acum am luat-o de la detailing. Acum arată cam ca din fabrică. Da, sincer, da, da. Dar se murdărește Alcantara rău de tot. Observ că mașina e pregătită, e aranjată, e ca nouă, e nebun. Gata, boșilor, am trecut și în C-clasul lui Dima, care de la interior păcălește acum un pic, pentru că nu se mai aude AV8, se aude A2.2 diesel, care scoate consumuri bune. Da, hai că scoate dacă e. Cum nu scoate? 12. Dar cum ai piciorul din, cred că din pământ? Din ce? Soft, nu știu, că o și calc. Păi nu, adică hai să-ți explic cu softul. Vezi că are cuplu așa. Ce? 550 de metri. Am și uitat că tu ai făcut soft aici la repair, la noi la parc. Da. Am uitat asta, acum am adus aminte. Știi care e chestia cu softul? Dacă îi faci soft și mergi la fel ca înainte, o să-ți consume probabil un pic mai puțin. Dar făcându-i soft, da, te tentează să-i dai, după aia evident că-ți consumă mai mult. Că așa făceam și eu, știi? Da. Bă, da, volanul ăsta, să moară vidi. Băi, rupe nu e... volanul. Fai de capul meu, ești nebun, e... Mi l-am dorit mult, deși a fost o modificare prea scumpă pentru mașina asta. Da, uite, mulți oameni, de exemplu, nu ar investi sume foarte mari de bani într-o mașină care nu valorează ea mult, pentru că nu prea are sens, că de multe ori nu ți le mai recuperezi, dar uitați-vă că Dima, practic, a făcut o faptă bă, bună. Bă, noi pentru că facem content. Și a făcut, practic, Dima o faptă bună pe lângă content pentru ăla care o să o cumpere. Da. Dacă e să ne gândim așa. Pentru că până la urmă nici eu pe M4 nu mi-am pus un volan așa custom cum e ăsta. Pentru că într-adevăr te ridică la o investiție destul de mare. Nu știu sigur cât costă, dar cred că e undeva la 2000 de euro acolo. Cred că cu tot cu volan 2500-3000, pentru că eu aveam volanul vechi. Eu am luat și alt volan. Adică ăsta e volanul nou. Un volan nou, care a fost făcut custom. Nu volanul meu vechi a fost făcut custom. De LCI? Înțelegi? Că tu n-aveai. Nu aveam. Da, bravo, aveai versiunea veche. Așa aveam și eu la E-Class, am luat cu totul alt volan. Exact. Da, ce... Bă, să știi că se înfige așa, are cuplu. Bă, da, chiar se înfige, da. Vreau să te mai întreb, dacă tot ai deschis subiectul de modificări, pe scurt, așa, un recap, cam ce preț crezi că au modificările pe mașina asta? Colantul, odată, cred că e vreo 2000-3000, nu știu. Mai mult? Deci, îți zic aproape exact, tocmai ce am făcut pe vlogul de vânzare, recapitularea asta. Avem colantul 13.000 de lei, 2600 de euro. Da. Avem, mă rog, la bară, pe lângă bară, au intrat mai multe costuri. Vopsirea m-a costat 15 milioane pentru că am vopsit și trimurile și tot. 15 milioane cu tot, cu grila și cu alea, undeva la 1000 de euro bara. Cu tot ce am schimbat alea, nu bara în sine. Bara în sine cred că e 25-30 de milioane. Ok, s-o cumperi. Da. S-o cumperi, da, dar m-a costat vreo 1000 de euro tot ce am făcut la ea, că i-am schimbat și grila, i-am schimbat și emblema din față și am revopsit-o, am pus și lip, cu tot cu lip, zic. Roți de la Venom Wheels, că aici pot să spun eu cât costă, că știu. Da, cât? Sunt pe 19, nu? Da. 7000 ceva de lei, 7500 de lei sunt ele, da. fără anvelope. Da. Așa plus anvelopele care de multe ori le aveam pe astea. Zic doar 1500 de euro jantele, că am cumpărat jantele. Cumpărat și anvelope acum, că am pus parte. Eu le aveam deja, că aveam jantele 19 înainte. Deci 1500 de euro alea. Ai avut noroc.
Da, astea nu mai zic de lumini, vreo 600 de euro. Tot la Vivacy sunt făcute, nu? Nu. La un băiat, la... era mai la început și m-a contactat dacă vreau modificarea asta și am zis, bă, nu. După aia zic, hai mă să facă, poate e interesant. Asta a fost prima modificare. Sunt făcute destul de bine, să știi. Da. Pentru că sunt destul de rare, așa, mie nu-mi plac foarte multe aglomerate. Nici mie, nici mie. Așa arată mai natural, așa mi se pare, știi? Da. Da, mă, una peste alta, eu zic că are modificări mașina asta de cam în 9000 de euro. 9000, asta vreau să zic și eu, spre 10000 vreau să zic eu. Deci pentru o mașină care o să fie la vânzare, nu știu la ce preț, o să vedeți când postează Dima vlogul, nu vreau să vorbim despre prețuri pentru că e vlogul lui legat de chestia asta, nu vorbim de vânzarea acestei mașini așa mult aici, vorbim despre mașina în sine și cum a făcut-o să arate a mașina de vlogger, da, de car vlogger, mai exact. La început nu prea mă interesa, am ținut-o stoc 2 ani de zile și după aia am zis, bă, hai să încerc. Și am început odată cu luminile în plafon, după aia mi-am schimbat jantele și a început să-mi placă. Am schimbat o grilă și după aia... Tot așa, volanul, am plecat de la premiza că la volanul meu ăla urât, cu care vine mașina, îi schimb pielea și pun carbon. Mi-am dat seama că o să iasă urât, am zis, cumpărăm și alt volan și colantul și tot. Da, este că vă place și vouă, care nu faceați neapărat content legat de mașini, să treceți pe nici asta? Vezi că e interes? Bă, da. Îți place? Bă, chiar îmi place. Bă, eu cu asta am reușit și cei care sunt aici alături de mine pe canal de la început știu că la început făceam cu fitness mai mult. Știu. Matei Fitness, că practic așa m-am vestit în telefon trecut. Da. Dar mașinile mi-au prins mult mai bine, a fost a doua mea pasiune, să zic, de când eram mic. Odată cum a fost și sportul, mi-au plăcut și mașinile. Bă, da, ideea e că nici mie nu mi-au plăcut mașinile de la început, ca să înțelegi, eu când am cumpărat mașina asta, am plătit-o înainte să o văd. Eram într-o perioadă în care făceam foarte mult cu fake Uber și eram atât de obsedat de content și să cresc, încât nici nu era... Mașina asta era într-un plan secundar cumpărarea ei, nici măcar nu m-am ocupat eu. Și eu am plătit-o înainte să o văd, efectiv, nici măcar nu știam cum e un C-Coupé. Dar dacă a mers treaba, de ce să nu, până la urmă, nu? Păi da, și mi-a plăcut cum arată, nici nu știam, nici nu m-a interesat motor, acum îmi pare rău că mi-am luat diesel, știi? Bă, nu neapărat, vezi că e mai bine să treci de la ceva mai puțin puternic la ceva mișto, gen benzină puternic după, pentru că o să te bucuri mult mai mult. Corect, oricum eu recomand maxim motorul ăsta, pentru că, cum ai zis tu, a consumat foarte bine și n-am avut absolut nicio problemă, tot ce înseamnă motorizare sau funcțiile mașinii, nu am băgat niciun leu în ea, pentru că nu am avut nicio problemă. Eu zic că cel mai important în viață e progresul, pentru că dacă treci din aproape în aproape, tot timpul faci mici upgrade-uri, te bucuri la fiecare pas. Adică înveți să te bucuri de lucrurile, nu sunt lucruri mici că schimbi mașina, dar înveți de la lucrurile mici să apreciezi fiecare schimbare și asta contează foarte, foarte mult. Apropo că ai spus de perioada aia ta cu fake Uber, că multora le place să vorbim și lucrurile astea la mine pe vlog și legate de carieră, de progres, de succes și de chestii de genul ăsta. Crezi că aia a fost cea mai boom perioada ta ca și urmăritor și ca, să zic, ca și urmăritor și vizualizări, da, dar ca bani nu, acum fac cel mai mult, nu atunci. Pentru că am mai mult timp în business, experiență, colaborări, acum manager și toate astea. Un portofoliu de clienți în spate, exact, da. Exact, contează, un istoric de clienți și așa mai departe, dar ca vizualizări, da, și ca urmăritori, acum cresc, nu știu, 15.000 de urmăritori pe lună pe YouTube, atunci făceam 80.000, 100.000. Așa mulți faci și acum faci așa mulți? Acum da, băi, că am început să postez mai des. Bă, ce crește stății, păi da, aveam nebun. În decembrie 460.000, cred, acum am 510. Deci am făcut... Și pe o scară foarte bună de creștere, trebuie știi? Trebuie să te ții foarte mult să faci vloguri care fac vizualizări, să lucrezi un pic la ele, că dacă nu... Îți faci bani din monetizare dacă vrei să treci din asta, dar nu faci, da, nu progresezi. Exact, și trebuie să înțeleagă oamenii că la început trebuie să faci chestia asta fără să aștepți nimic în schimb, fără să ai colaborări, fără să ai parteneriate, fără să ai nimic, pentru că până la urma urmei trebuie să muncești, să construiești ceva ca să ai după aia ce să oferi unui client și mai ales audienței, că e bine să oferi audienței și servicii de calitate, că dacă noi facem promovări la anumite lucruri, ideal e să fie și chestii în care oamenii să crească valoare, să nu fie, nu știu, țepe și alte chestii, știi? Corect. Mie mi se pare că atunci când prinzi un trend, eu de exemplu n-am prins chestia asta la mine în evoluția de pe YouTube, n-am prins un trend pe care să-l usuc și să crez mult odată și după aia să mă mențin acolo. Eu am crescut așa un pic câte un pic și am fost constant. Bine. A fost foarte bine. Dar caut să găsesc un trend sau să găsesc o serie, de-aia mă tot gândesc să vin cu ceva nou pe canal, care să îmi dea un boost mai mare. Pentru că atunci când simți cum ai simțit tu atunci treaba cu fake Uber-ul și ai profitat de ea, da, a putut să-ți aducă din punctul meu de vedere urmăritori, echivalentul a unei munci pe 2-3 ani într-un interval de 2-3 luni.
corect. Două luni chiar și cum ai zis tu că n-aștepți nimic înapoi, eu înainte să bubui în perioada aia, aveam câteva luni de YouTube, știi? Uh-huh. Făceam că niciun salariu normal, nici minimum pe economie nu cred că îl făceam din YouTube, știi? Și atât de mult făceam vizualizări și atât de obsedat eram atunci să fac clipuri, să fac în continuu, nici nu știam câți bani fac și nici nu mă interesa, știi? Păi asta e și ideea. Și pe lângă asta și munceai, că mi-aduc aminte că munceai în continuare în perioada aia. Da, eram antrenor atunci. Cred că fix în perioada aia m-am lăsat că nu aveam timp să mai fac vloguri și deși făceam mai mulți bani din antrenorat, am renunțat pur și simplu, stăteam la mama acasă, mâncam la ea, am zis ce pot să pățesc? Mănânc, îmi dă mama să mănânc, dacă nu fac bani. Riscuri. Da, chiar n-aveam niciun risc. Da. Da, chiar nu. De-aia, cine vrea să se apuce de chestia asta sau cine ar vrea să se apuce de orice altă... E greu cu YouTube-ul. Da. Sau că am terminat biletele la YouTube, sincer. Bă, eu nu cred asta, vrei să te minți? Eu cred că oricine care se apucă acum are loc să crească, dar într-adevăr este mai greu pentru că standardul este mai mare, nivelul e mult mai ridicat, competiția e mult mai mare, dar avantajul este pentru cei care încep și se lansează prin short form content. A, pentru nu mai că... zic, pe TikTok e foarte ușor sau Reels sau... E mult mai ușor, da. Ai loc de unde să crești. Îți aruncă cifre, încă ți aruncă, chiar dacă lumea spune că nu. Încă ți aruncă, frate, și reel-urile și shorts-urile și tot. Trebuie să fii consistent, să postezi des, pentru că multă lume postează de 5 ori și spune că nu merge. Nu, da? Nu există. Trebuie să urmărești trendurile și merge. Mi-apar mie pagini noi de restaurante, uh-huh, unde sunt aceiași băieți care fac felul ăla de clipuri, sună pe mic și zice ceva și primești un meniu de la noi, știi? Mm-hmm. Am văzut de curând un restaurant nou care a făcut chestia asta și avea 100.000 la TikTok-ul, la primul TikTok și singurul. Da. Adică trebuie să urmărești trendul și vizualizările le faci pe TikTok, pe Reels, pe astea. Eu zic că le faci. Trebuie să și consumi mult conținut ca să poți să faci conținut, nu? Normal, tu cred că eu TikTok nu prea, dar pe YouTube știu... Știu tot ce a postat fiecare vlogger din România, știu ce a postat, știu ce face, știu ce mașină are, știu ce mănâncă, știu tot. Urmărești din umbră tot, mă? Ce din umbră, mă? Toată ziua, nu din umbră. Da, bă, așa e. Și lumea înainte o vedea ca pe o joacă, ca pe o chestie pe care o făceau mai mult copiii, să zici, dar nu e așa. Tu trebuie să analizezi ca și cum ai analiza piața. Uite cum analizez eu piața de mașini când cumpăr ceva. Eu analizez, fac o analiză de piață, îmi dau seama de prețul mediu, îmi dau seama de cerere, de ofertă, de nu știu, plusuri, minusuri și așa mai departe. Și așa fac și pe YouTube. Când fac un videoclip, mă gândesc, bă, e loc de el sau nu? Corect, și asta e adevărat. Sau dacă îmi prinde, dacă așa, dacă are cineva, uite, eu acum am urmărit că pentru următoarea mașină să-mi iau o mașină pe care nu are nimeni. Uh-huh. Din vlogger, știi? Da. Că nu are nimeni, că nu există. Dar să am numărat așa vloggeri, el are aia, el are aia. Hai să-mi iau ceva ce n-are nimeni ca să fac content, să am loc de el. Că dacă tu ai făcut, de exemplu, cu M4 20 de vloguri și mai vine și Montre care a făcut 20 de vloguri și lumea e plictisită, de ce să-mi iau M4? Da, corect. Că eu mi-am mașină și pentru content, că nu sunt mare pasionat eu de mașini, știi? Păi și la ce concluzie ai ajuns? Ce ai luat? Sau nu zice? Nu aș zice. Mai bine. Un motor benzină și mare aș vrea. Poate chiar nu e nici aia pe care mi-o vreau, dar chiar nu vreau să dau niciun indiciu deocamdată. Dar acum am intrat destul de mult în lumea mașinilor, cum ai zis tu. Gândește că atunci nici măcar nu știam ce mașină mi-au și cum e. Gândește că acum am condus câteva zeci de mașini diferite ca să-mi dau seama ce-mi doresc și care îmi place. Și multe pe care mi le doream așa din poze, nu mi-au plăcut când le-am condus. Gen, zic, S-Coupe-ul, de exemplu. Doar fără să-l conduc și după aia nu mi-a mai plăcut deloc, nu vreau să-l văd, adică nu vreau să-mi iau deloc S-Coupe. E, na. Serios, am și condus S63 facelift. A, mă, și nu ți-a plăcut de 63? Deloc. Hai că eu dăm în altele deja. E gustul, da, nu e se de gusturi, clar, da. Altora le plac japonezele, altora le plac mașinile electrice. N-ai cum să discuți gusturile. Intrați la Dima acolo, să-i dați un subscribe dacă nu-l aveți, mai Olo, ales. Trecem ce? Până asta. Ia ușor, că nu-i problemă. Păi nu vreau abur, bă, tocmai ce am dus mașina detailing. Acum am adus-o aici la off-lease, la parc, să o vindem. Aici o să o și găsiți. Nu mă puteam descurca eu să manageriez această vânzare, pentru că, în primul rând, dacă las numărul meu, o să mă sune foarte mulți copii, ce faci, da, Dima, da. Nu știu care sunt clienții care sunt interesați. Da. Și până la urmă nu am timp să mă întâlnesc eu cu fiecare om, așa că cine vrea să vină, vine la off-lease, o vede, îi place, nu-i place. Clar, și foarte multe persoane, să știi, că abordează chestia asta pentru că e mai comod. Unii oameni n-au timp să-și vândă mașina, nu știu procedura. Aici noi suntem obișnuiți și asta facem tot timpul. Te-s niște clienți aici, poate sunt interesați, poate una altă. Da, nu, aici au venit pentru altceva, după cum arată, cred că s-au venit după cona asta. Cona asta albă frumoasă. Okay. Deci, nu uitați să dați subscribe la Dima, să ne dați și nouă acest subscribe pe canal, un follow pe Instagram și ne vedem data viitoare. Vă pup!